Bună! Continuăm astăzi seria dedicată macronutrienților și vom vorbi despre proteine. Proteinele intră în componența tuturor celulelor, țesuturilor și organelor corpului. Proteinele sunt esențiale atât pentru structura, reparația sau înlocuirea celulelor distruse, cât și pentru creșterea, dezvoltarea și funcționarea întregului organism. Prin procese de descompunere succesivă, proteinele obținute din alimentație ajung la nivelul aminoacizilor. Astfel, sub formă de aminoacizi, proteinele ajung în toate organele corpului. Din acest punct de vedere, proteinele sunt denumite și structura organismului. Printre rolurile proteinelor, amintim constituția oaselor, mușchilor și articulațiilor, reglarea nivelului de zahăr din sânge, creșterea sațietății, păstrarea imunității, arderea caloriilor prin accelerarea catabolismului. De asemenea, proteinele produc substanțe de tipul enzimelor sau hormonilor, care au rol în transportul nutrienților, păstrarea echilibrului hidric în organism și intervin în diverse procese, precum contracțiile musculare. Aminoacizii sunt produsii finali obținuți în digestia proteinelor, pe care organismul îi poate absorbi pentru a-i folosi la nenumăratele funcții enumerate mai sus. Există 20 de aminoacizi care intră în componența organismului. Dintre aceștia, organismul nostru sintetizează 11, numiți și neesențiali. Restul de 9 sunt esențiali, respectiv trebuie obținuți neapărat din alimente. În funcție de acest criteriu, putem împărți proteinele în proteine complete, cele care furnizează toți cei 9 aminoacizi esențiali în cantități semnificative. De exemplu, proteinele animale, pește, pui, brânză, ouă, carne roșie sau vegetale, soia, quinoa, hrișcă. Proteinele incomplete le găsim în leguminoase, mazăre, fasole, năut, linte, cereale integrale, nuci, semințe, fructe și celelalte legume. Organismul nostru nu stochează proteine, cum face în cazul lipidelor sau carbohidraților, și din acest motiv este necesar aportul zilnic de alimente proteice. Dacă nu consumăm proteine pentru o perioadă de timp, din vari motive, organismul nostru își va lua aminoacizii din singura sursă disponibilă, respectiv masa musculară. Mai puțină masă musculară reprezintă scăderea metabolismului bazal, scăderea arderilor grăsimilor. Este foarte important să avem o alimentație variată pentru a reuși să furnizăm organismului nostru toți nutrienții de care are nevoie. Dar, ce cantitate de proteină este necesară zilnic? Este o întrebare pe care o primesc adesea. Ghidurile de nutriție recomandă 2 grame de proteină pe kilogram corp în cazul copiilor și adolescenților. Aceștia au nevoie de o rație mai mare de proteină decât adulții pentru că ei sunt în creștere și în construcția organismului. Adulții doar reconstruiesc acolo unde este cazul, deci au nevoie de un aport de 1 gram pe kilogram corp pe zi de proteină. De exemplu, o persoană adultă de 80 de kilograme nu ar trebui să mănânce mai mult de 80 de grame de proteină pe zi. Restul este aport în exces. Aceste cantități reprezintă necesarul pentru o persoană cu activitate obișnuită, sănătoasă, fără boli cronice sau care nu face exerciții fizice intense. Mâncați cum pătat și alegeți-vă proteine complete dintr-o sursă sigură. Pe curând!